Lucrările la șoseaua de centura Sucevei înaintează de la o zi la alta, conform declarațiilor făcute de prefectul județului Florin Sinescu. Termenul de 20 ianuarie ar putea fi respectat pentru deschiderea tronsonului 3 al șoselei de centură, dacă și vremea va permite acest lucru. În următoarele zile vor ajunge la Suceava indicatoare rutiere care vor fi montate pe șosea, iar amplasarea stâlpilor de iluminat este aproape finalizată. Într-adevăr, în ceea ce privește tronsonul 3, legătura dintre DN2 și DN17, lucrurile sunt înaintate. Practic, în acest moment vorbim despre faptul că au fost finalizate lucrările de marcaj orizontal, a fost finalizată ceea ce înseamnă zona de iluminare a nodului 2, vorbim de sensul giratoriu, intersecția cu DN17, totodată intersecția cu DN2, parcarea care este pe acest tronson. Urmează ca în zilele următoare să finalizăm lucrările de montare a parapetului. Firma care execută lucrările a reînceput activitatea din data de 5, iar astăzi când vorbim se montează parapet. Sperăm ca în zilele următoare vremea să ne permite să finalizăm și această etapă, după care urmează să montăm ceea ce înseamnă indicatoarele rutiere. Acestea sunt achiziționate, urmează să ajungă la Suceava în zilele următoare și termenul pe care noi l-am avansat undeva în jurul datei de 20 ianuarie să poată fi realizat. Urmează ca după această etapă Compania Națională de Autostrăzi să reia licitația pentru celelalte două tronsoane, tronsonul 2 și 1, și având în vedere că există finanțare prevăzută în bugetul de stat pentru finalizarea lucrărilor, sperăm ca în 2015 practic centura Sucevei să fie finalizată.